Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la un nou episod, un podcast la alt nivel, ca de obicei alături de prietenii noștri de la MaxBet. Invitatul meu de astăzi, chiar dacă are un titlu câștigat cu Dinamo, un titlu câștigat cu CFR Cluj și peste 100 de meciuri jucate în prima divizie, a ales să renunțe la fotbal de bunăvoie și nesilit de nimeni, adică mă refer fără vreo accidentare gravă, a renunțat la fotbal la 28 de ani și a ales să facă cu totul altceva, și anume burgeri. Liviu Ganea, te salut! Te salut! Cum ești? Ce faci? Cum merge business-ul? Bine, merge bine. Încă sunt în perioada de dezvoltare, pentru că avem deja două locații și urmează să o deschidem pe a treia, plus futracul de evenimente, adică ușor ne dezvoltăm. Multă lume din fotbal alege să rămână tot în fotbal, într-o... orice funcție, că e antrenorat principal, secund, de juniori, administrativ, orice. Marketing, impresariat, adică există foarte multe. Nu te gândi niciodată, adică e trecerea ta, e așa, violentă puțin. Da, e ciudată din punctul ăsta de vedere, dar asta mi-am dorit să fac, pentru că am început din 2016-2017 atunci cu business-ul și... Încă erai fotbalist. Da, încă jucam și mă gândeam că trebuie să încep ceva și pe partea asta de business, pentru că, ok, sunt mulți, cum ai spus și tu, sunt mulți foști colegi de-ai mei care au ales drumul ăsta de antrenorat, de, nu știu, ca și conducător de club, copii și juniori, da. Fiecare și-a ales un drum, dar eu am considerat că trebuie să fac ceva pentru mine și prin care să pot eu să controlez cumva situația. Pentru că în momentul în care ești antrenor, că ești conducător de grup, practic ești angajat. Păi asta vreau să te întreb. E oarecum complicat să treci de la angajat? Că indiferent vorba ta ce ești, că ești fotbalist, că ești angajat, ai un salariu. Ai niște salariu, prime, exact, exact. Depinzi oarecum doar de tine într-o oarecare măsură, să zicem. Și de performanțele și evoluția ta. E greu să treci patron? Păi este greu pentru că ai responsabilități. Dai seama, eu am două firme, trebuie să mă ocup de ambele, am angajat pe fiecare firmă în parte, sunt taxe la stat, sunt probleme, sunt controle, sunt, nu mai zic de ce, tot ce înseamnă relația cu contabilitatea, pentru că și acolo e la fel, trebuie să fii foarte atent cu ceea ce, cu acte și așa mai departe, adică cumva treci din zona asta de confort, pentru că trebuie să recunoaștem, în momentul în care ești, că ești fotbalist, că ești antrenor, că ești angajat, nu ai alte griji. E grija, da, să-ți faci treaba. Tu trebuie să-ți faci treaba ta foarte bine, în rest nu mai depinde de tine, aștepți luna să-ți iei salariu. Ei, aici ai trecut în partea cealaltă, deja nu mai muncești mult mai mult pentru că... Și aștepți luna să dai salariile. Să dai salariile, vezi ce mai rămâne după aia dacă mai rămâne ceva și cumva asta se întâmplă. Dar mi-a plăcut și cred că dacă dau timpul înapoi, îmi pare foarte bine că am luat-o pe drumul ăsta, știi? Și că nu am ales altceva, pentru că mulți m-au întrebat, dom'le, dar nu vrei să te faci antrenor? Și am zis, bă, ok, antrenor, dar mă gândesc și la foștii mei colegi, sunt foști fotbaliști care au fost nume mari în Liga 1 și nu numai, și stau pe acasă cu licențe pro, într-adevăr, și nu ia nimeni, sau dacă ia să se duc la Liga 2 sau se duc, adică cumva nu văd trecerea asta atât de ușoară. La unii a fost ușoară, pentru că s-au lăsat de fotbal și imediat au ajuns în Liga 1. Dar sunt antrenori care și acum sunt în Liga 2 sau Liga 3. Și cumva mi se pare nedrept, pentru că ai fost un fotbalist mare, ai fost un nume mare, dar în momentul în care te-ai apucat de antrenorat, pleci de la zero. Pleci de la zero, e logic și... într-un fel sau altul. Da, dar este logic, dar până la urmă e sănătos dacă ajungi unde trebuie. Dar dacă n-ajungi și trece timpul peste tine, cumva ești într-o oarecare criză. Pentru că nici bine plătit nu ești, stai și pleca de acasă și cumva e un sacrificiu pe care ți-l asumi în momentul în care ai luat-o pe drumul ăsta de antrenorat. Gândindu-te la patronii pe care i-ai avut și pe care i-ai avut și la ce vedem acum în zilele noastre în fotbal și gândindu-te că ai fi antrenor acum, cum ar fi așa? Păi cred că ar fi foarte greu, pentru că vedem ce se întâmplă și cât de repede sunt schimbați antrenorii, știi? Și modul cum sunt schimbați, cum sunt făcuți să renunțe la anumite posturi pe care le-au. Este 400 de domnule de mâine, te mai vreau. Tu poate mai aveai contract 2 ani cu clubul ăla, știi? Adică cumva mereu trebuie să lași de la tine, mereu tu trebuie să fii cel care se compromite.
Pentru că sunt antrenori care, antrenori care pleacă după două luni, nu? Păi, două luni e ok să stai? Nu, să mai stai puțin. Cu atât mai grav. Adică, cumva mi se pare prea bătaie de joc și îi respect pe antrenorii și oamenii care știu ce drepturi au cumva. Adică nu să nu te lași călcat în picioare chiar așa de un patron care, domne, s-a plictisit de tine, nu i-a plăcut, nu știu ce joc, gata, peste o lună reziliez, îți dă banii la zi și plec. Nu, mă, nu dai bani la zi, mai dai banii pe încă 7-8 luni și plec. Dacă vrei, adică trebuie să te coste și pe tine ceva, dar la noi s-a împământenit chestia asta așa cu, domne, nu, e, trebuie să plece după o lună, dacă eu am zis, gata, la revedere, ți-ai luat banii la zi, mai dau eu o lună și ai plecat. Păi, nu așa. Adică, de asta spun că mă întrebai mai devreme de decizia mea. Păi, în momentul în care ajungi într-o situație ca asta, tu mereu trebuie să fii înțelegător, mereu trebuie să fii cel care lasă de la tine. Că altfel nu se poate la noi, adică cel puțin la ce se întâmplă acum, vezi și tu că e... Presupun în continuare fanul lui Dinamo? Da, în continuare, da. Cum o vezi pe Dinamo sezonul ăsta? Sezonul ăsta, așa cum am mai spus-o, cred că cea mai mare victorie care s-a putut întâmpla sezonul ăsta a fost promovarea și ieșirea și aprobarea unui plan de insolvență. Din punct de vedere sportiv, Dinamo încă suferă. Pentru că suferă la capitolul valoarea lotului. Dinamo ar fi trebuit să aibă un lot mult mai mare, dar să sperăm că se vor întâmpla alte lucruri din iarnă, așa cum am auzit. Că în iarnă se vor întâmpla alte lucruri și că investițiile vor fi cumva la alt nivel, pentru că cumva e mediocritate acum la Dinamo, ceea ce se întâmplă ca și sportiv. Repet, știam ce înseamnă chestia de când au promovat, dar cred că cea mai mare victorie a fost asta cu aprobarea unui plan de insolvență, pentru că practic s-au șters vreo 5 milioane și ceva de euro de datorii. Hai să ne întoarcem în timp și să, că tot suntem la Dinamo. Te apuci de fotbal la Farul Constanța. Da. Ajungi la școala lui Gică Popescu. Da. Și de acolo ajungi la Dinamo și aici aș vrea să te întreb. Cum a fost trecerea ta de la școala Gică Popescu la Dinamo? Adică te-a dus Gică Popescu? Da, adică povestea asta e foarte, nu am mai spus-o până acum, dar povestea e foarte interesantă pentru că... Tu când ai ajuns la școala lui Gică Popescu, câți ani aveai? 15 ani? 14. 14 ani. Doar ce am făcut în buletinul. Așa. Și te-ai mutat la Craiova? M-am mutat la Craiova, da. Stăteai la Cămin sau cum? Stăteam acolo în școală, la bază, la Hanul Doctorului, așa se cheamă în Craiova, unde era școala Gică Popescu. Da. Eu acolo stăteam. Doar ce se deschisese, totul era țipl acolo, adică era cu masă de biliard, cu sală de ședințe, cu piscină, cu jacuzzi, cu... arăta foarte bine. Erau, nu știu, teren sintetic atunci în anii 2004, cred că era. Adică totul era foarte bine pus la punct acolo și arăta într-un mare fel și cumva am vrut să fac trecerea asta, îți dai seama, eu eram mic, tatăl meu cumva a vrut să facă trecerea asta, pentru că atunci la Farul cumva era echipa de tineret, unde era Cristocea, unde atunci fusese și Zicu imediat până să plece la Dinamo, dar eu eram mult mai mic, deci încă nu ajunsese la vârsta de tineret și cumva juniori erau pe planul 2 așa la Constanța, atunci când se dea mare importanță, știi, pentru ceea ce înseamnă copii și juniori. Tineretul era important și echipa mare, care n-a. Și cumva a trebuit să facem trecerea asta și am căutat o școală de fotbal. Inițial am vrut să mergem la școală la Doi Cocoși. Atunci se aflase că era Gigi Nețu, cu nu mai știu cine era implicat pe acolo. Dar în fine, ei nu erau, nu aveau infrastructura pentru școala de fotbal cu ceea ce trebuie și am ajuns la Craiova la selecție. Și am rămas acolo la Gică Popescu, mă rog, până, cred că până la 16 ani și jumătate, când cumva eram component al lotului național de juniori și mulți dintre colegii mei cochetau cu Liga 1. Adică era un lot, jucau 5 minute, jucau 10 minute și eu cumva la Gică Popescu nu aveam opțiunea asta pentru că ei aveau o echipă, cred că în Liga 4, dacă nu mă înșel atunci. Și nu aveam cum să fac chestia asta și cumva am dorit, zic, domnule, trebuie să merg undeva care să iau și eu contact cu ceva, cu o echipă de Liga 1. Și atunci opțiunea a fost Dinamo, a lui Gică Popescu. Dar până să ajungi la Dinamo, tu pe la 16 ani, a fost vreun zvon că poți să ajungi la Ajax sau da, te-a dorit Ajax sau ce? Da, a fost discuție atunci cu... toți, o mare parte dintre antrenorii școlii de fotbal au fost la un schimb de experiență la Amsterdam. Atunci să vadă metode de antrenament, să vadă baza de pregătire la Ajax, să vadă tot felul de chestii dintre astea. Și atunci știu că eu eram la școală,
eram la Craiova, eram la liceu și am fost sunat de, de antrenorul meu de atunci, care între timp este șeful școlii de fotbal, Paul Răducan. Și m-a sunat atunci, eu eram în oră, țin minte, și acum am ieșit din oră ca să vorbesc la telefon, că știam că ei sunt în Olanda și mi-au zis că se discută trecerea ta la Ajax în momentul ăla. Adică era, știam de chestia asta. Ok, 16 ani aveai. Da. Și ce ai zis? Stai seama, eram entuziasmat, adică na, era, atunci era vorba că dacă erai minor, trebuia cumva unul dintre părinții să asigure loc de muncă acolo și să meargă împreună cu tine, nu știu, era o chestie dintre asta, nu mai țin minte exact. Dar în fine, nu, asta a fost, probabil nu s-au înțeles ei la ceea ce însemnau acte, sume și așa mai departe pentru a trece la Ajax în momentul. A rămas asta așa ca regret sau nu știu... Păi îți dai seama că nici nu știi ce curs ți-ar fi luat cariera, ce s-ar fi întâmplat dacă ai fi ajuns acolo. Cu toate că la, exact la 16 ani, cumva cam atunci te formai ca fotbalist și îți dai seama să te fii format în mediul respectiv. Dar cu Gică Popescu ai avut o discuție? Adică l-ai întrebat? Oarecum de ce nu? Nu l-am întrebat, m-am întâlnit cu el de multe ori după, dar niciodată nu l-am întrebat de, de chestia asta, ce s-a întâmplat atunci, acum nu știu dacă... Dar, da, îți dai seama, aș fi curios așa să întreb, domnule, de ce, ce s-a întâmplat atunci, care au fost discuțiile, probabil, nu. Că și el ar trebui să fie sincer să-mi zic, adică să a fost vorba de bani, a fost vorba de bani, a fost vorba de altceva, adică cumva, și atunci așa a fost cu Ajax-ul, după aceea, cronologic să o luăm, a fost trecerea la Dinamo, în care el a zis, domnule, mergem la Dinamo, că acolo am eu prieteni, așa mi-a zis. Și a fost așa o întreagă chestie. Da, bine, acum era cred că cu puțin timp în urmă el chiar jucase. Da, a avut perioada aia scurtă la Dinamo. 6 luni sau cât. Dar nu părea că are prieteni așa ca și glumă. E bine, prieteni la modul vorba de Cristi Borcea, de domnul Badea, de tot ce însemna Dinamo atunci ca și conducere, probabil. Era atunci în 2005, tocmai ce imediat pe ce am ajuns eu la Dinamo, era Giovanni președinte. A, l-ai prins o scurtă perioadă, da. Păi țin minte că eram făcut poza, chiar mă uitam că aveam acasă un poster din 2005 și eram în poza aceea de grup cu așa și era Giovanni. Eram când ai semnat, cum ar fi? Înainte un pic, eu am semnat înainte și după aceea imediat a venit Giovanni președinte. Și cumva așa s-au întâmplat lucrurile și de asta zic că povestea interesantă, că eu când am ajuns la... când am ajuns în birou, am ajuns la un birou la Cristi Borcea, era domnul Iratică Dănilescu, care era atunci director sportiv și tot așa am ajuns. N-am vrut să semnez contractul, mi se părea un contract foarte mic. Bine, era. Ce înseamnă? $300 pe lună, o chestie de asta. $300 pe lună? Da, asta e. Dar bine, ei te luau oarecum, nu te luau la prima echipă, nu? Nu, dar nici nu m-au luat la prima echipă. Ei m-au luat ca pe un junior bun, care, mă rog, eram capitan la loturile naționale de juniori, că așa, eram campion național, fusesem cu Gică Popescu înainte. Și nu m-a luat pe mine, adică eu n-am fost transferat la Dinamo și aruncat așa în sânul primei echipe să-și băgat ăsta la loc. Nu, eu m-am luat pentru Dinamo 2, dar nu jucam la Dinamo 2, pentru că atunci Dinamo 2 însemnau toate rezervele de Liga 1 care nu jucau. Da, eu mă uitam, deci avea super echipă Dinamo 2. Când... Era pe primul loc, era pe primul loc în Liga 2, dar nu putea să promoveze pentru că... Da, nu se putea promova, că era echipa dar, a doua. Dar, da, și după aceea era echipa care s-a făcut echipa, mai era o echipă care juca în Liga 3-a, al lui Dinamo și juniorii, dar eu când am văzut am ajuns direct la juniori, adică nu m-a luat nimeni de mână la echipa mare. Bun, și ți-a oferit $300 pe lună. Da, și n-am semnat. Nu? Am plecat de la... Adică tu ai fost la întâlnire, stai puțin. Am fost la birou, la Dinamo. Și ai fost cu Gică Popescu? Da. Cu tatăl tău, probabil? Da, și n-am semnat. Și în fața ta cine era? Cristi Borcea, adică Dănilescu și cred că era și, nu mai țin minte, cred că Nea Cornelinu. Dacă țin bine minte. Ok, și tu atunci ai aflat de salariul ăsta de $300 pe care... Păi da, eu nu știam. Eu nu știam, adică eu fusese, m-am dus la București, venisem de la Craiova, am fost la București, să am contract pe 5 ani, cum era atunci, 5 ani, $300 și că ai stat, bă, nene, nu e, adică nu e ok, știi, adică e un junior bun, e așa, ăștia nu-s bani de echipă de Dinamo, ăștia sunt așa de, știi... Și am plecat. Am plecat înapoi la Floreasca pentru că atunci firma lui Giovanni era și Gică Popescu. Știi că erau firma împreună Impresariat. Cu Becali Sportul și cum a fost cu ei atunci. Și am plecat.
am plecat și după aceea, după niște discuții, m-am întors cu Gica Popescu la Dinamo cu să semnez pe Floreasca, țin minte, și acum el avea un Ferrari roșu. Gica Popescu? Da. M-am întors de pe Floreasca, că atunci se putea face accesul pe la tribuna oficială. Așa. Intrai pe la oficială, pe acolo să te duci pe la birou. Și atunci când m-am întors cu Ferrariul, practic cu el. Da, logic, au fost cu Ferrari. Da, bine, am zis, domne, că asta a fost discuția mea cu tata, domne, hai măcar să fie, că nu e, până la urmă nu e vorba de bani. Știi, zic, e vreo să ai continuitate, să fii în curtea unui club mare cum e Dinamo, pentru că cumva acolo la școală la Gică Popescu eu nu prea mai aveam unde să am continuitatea respectivă, pentru că ei nu aveau echipă, știi, unde să joci. Deja... Și ai acceptat 300 de dolari până la urmă, da. Sau ți-au mai dat ceva? Nu. Nu ți-au mai dat. Adică nu au cedat nici ei, da. Ai cedat tu până la urmă. Da, atunci cred că am mai luat ceva, niște bani la semnătură, dar nu mai știu ceva, 2500 de dolari, 2000 de dolari, nu mai țin minte, ceva de genul ăsta. Adică nu era ceva. Dar am zis, domne, să fie pentru continuitate, zici, să fie club mare, și asta spun, că în momentul în care am ajuns în curtea lui Dinamo, eu n-am fost la echipa mare, adică eu n-am fost adus ca alții, ca jucători în care erau impuși cumva în lotul primei echipe. Nu, eu am fost adus la juniori lui Dinamo. Și atunci cu juniori lui Dinamo am câștigat campionatul național. După ce am câștigat campionatul național, cumva atunci încep să atragem atenția și eu și alți jucători care eram în grupă pentru echipa a doua, pentru Dinamo 2. Repet. Oho, era un pas. Da, după aceea de la Dinamo 2 ușor, ușor au urmat toate cele și antrenamentele cu echipa mare când am și debutat cu Neandu. La prima echipă te-a adus Neandu. Da. Păi m-a adus că am avut un meci, cred că la junior, era Neilica Mihaescu, era secund. Și cred că am avut un meci la junior, am bătut pe Nicu 4-0, am dat toate golurile, știi? Toate golurile și am zis, băi, e unul care fuge bine pe acolo. Hai să luăm. Și m-a luat la antrenament atunci. Am avut o perioadă când m-am antrenat cu ei și am și debutat cu CFR-ul acasă. Bun. Și trecerea asta de la junior la prima echipă, cum a fost pentru tine? Dar cum s-a întâmplat? A venit direct Andone, te-a chemat în birou sau te-a sunat? Cum a fost? Cred că mi-a zis Neilica, nu mai țin minte exact cum a fost, dar cred că mi-a zis Neilica că de mâine să vii la antrenament la prima echipă. Îți dai seama, eu eram... Aveai 17 ani? Da, 17 și puțin, parcă, ceva de genul ăsta. 17 și puțin. Păi doar ce ajusese la Dinamo de un an, cred că. Nici un an aveam de când ajusese la Dinamo. Și mi-a zis de nu știu când, cum a fost atunci, să te prezi la antrenament de luni, de marți, să te prezi la antrenament la echipa mare, la vestiar. Eu zis, eu nu știam ce, cum, n-aveai, că atunci trebuia să te prezinți și n-aveai echipament, n-aveai la modul de prezentare, că trebuia să iei ca prima echipă. Da. Ăla era diferit ce aveam noi la junior. Și cumva, domne, trebuie să te prezinți la prima echipă, trebuie la antrenament, îți dai seama. Și cred că a fost, dacă nu mă înșel, antrenamentul care s-a făcut primul, s-a făcut la Dinamo și după aceea s-a mers la Săftica, că atunci să te la Săftica cam două zile pe săptămână, să te la Săftica. În timp înaintea meciurilor sau cum? Nu, și la mijlocul săptămânii. Erau zile din acelea cu două antrenamente. Și dacă făceai două antrenamente, practic se rămânea, se dormea acolo, seara plecai acasă. Și cum a fost prima zi la Săftica? Păi stai seama, eram timid, așa, eram de față de toată lumea. Te uiteai pe vestiar, când te uiteai pe holul la lung, așa, cu ce se întâmpla, cine ieșea de prin camere. Adică am prins pe mulți, gândește că l-am prins pe Bogdan Păstelea, l-am prins pe Babicu. Pe cine era? Claudiu Niclescu? Claudiu era Florentin Petre, cu care am stat în cameră. Zicu? Zicu l-am prins, da. Zicu era atunci, după aia el a plecat imediat. Moții, parcă? Moții, Dauda, Pleșan, adică asta vorbim de Gaev, adică era cumva, Gaev, era da, generația da. 2004-2005 erau, adică lotul ăla de atunci, din vremea aia. Fane Grigorie, care și el la fel era atunci, în perioada aia, mulți. Și erai pe horul la Săftica. Da, îți dai seama că ajunge acolo. Prima chestie e când te urci în autocar, că nu știu unde stai. Unde stai nou? Fiecare acolo, fiecare locurile sunt luate, știi? Și atunci... Ai stat în picioare până când ai văzut dacă rămâne da, nu, liber? Că atunci nu mai țin minte cine mi-a zis, dar mi-a zis și bă, vină stai aici, că nu știu, aici nu stai nimeni. Și că, da, te... Nu știi, ajungi, ai 17 ani, tu nu știi unde să stai, cum să stai, cine te ia lângă el, dar nu mai țin minte cine mi-a zis să stau cu un autocar. Unde să stau și, na, mă rog. După aia am plecat spre Săftica și acolo la fel, când am intrat în cantonamentul pentru meciul cu CFR, Florentin Petre mi-a zis, mă, vino, stai cu mine în cameră. Și aceea a fost simpatic tare, că
Mi-a zis, băi, fii atent, și toți care au stat cu mine în cameră au plecat afară, și ca să știi. Mi-a zis, vezi că și Marica, și nu mai știu dacă de Marius Nicolae sau nu știu care, și toți care au fost, și să știi că au plecat. Și ca să știi. Dar da, a fost o perioadă drăguță așa, și cumva era pentru tine ca și junior, când plecai de la grupă și ajungeai la antrenamentele primei echipe, era... Și așa, o primă discuție cu Andone, când ai avut sau cum ți-a transmis, de exemplu, că urmează să și debutezi? Adică mă gândesc că te-a încălzit tu și nu te-a încălzit așa? Nu spunea nimic că debutezi. Nu. Deci nici nu mi-a zis. Doar m-a chemat la antrenament și atunci cum era? În perioada aia la Dinamo era o tablă mare în vestiar albă pe care se scria lotul. Pentru că erau, îți dai seama, erau 25-26 de jucători, erau câțiva care nu prindeau lotul, da. Da, și nu prindeau. Și în momentul ăla, îți dai seama, te uitai pe tablă, că noi în timp ce eram la antrenament, înainte să terminăm antrenamentul, cineva venea pe asta și scria lotul. Exact înainte să termine antrenamentul. Și tu când ajungeai în vestiar, după ce terminai antrenamentul, deja găseai lotul și te uitai. Asta, uite, mă, să văd cât primii 18 sau cât sunt acolo, sunt sau nu sunt pe listă, știi? Și atunci îți dai seama, când am văzut că eram pe listă, zic, mă, eram pe listă în lot, știi? Du-te, ia-ți echipament, n-aveai echipament, era Fane, Nea Fane magazionerul, păi n-aveai, că atunci toată lumea trebuia să avea, erau Adidas, training, geantă, trebuia să ai toate și trebuia să ai și număr, că n-aveai număr, da. Trebuia să-ți dea și un număr. Și atunci mi-a dat numărul 29, cu care am și debutat la Dinamo. Și primul tău match, bine, primele 10 minute, nu? Cam... Da, bine, 15, 13, nu mai știu, ceva de genul ăsta oricum, cu CFR-ul. La Cluj sau în... Nu, pe Ștefan cel Mare. În Ștefan cel Mare, cu CFR. Da, i-am bătut, nu așa, da, Claudiu. 5-0? Nu mai știu cât a fost scorul, dar și cu și Claudiu gol din penalti, nu mai știu cât s-a terminat exact, dar în ăla am debutat, da. Și am avut ocazie mare să dau gol și n-am dat pas. Ai dat pas? Da, am dat pasul la Munteanu. Da. Și a dat el sau a ratat? A dat pe lângă poartă, îți minte, a ratat, dar asta zic că toată lumea mi-a reproșat atunci, domnule, dar n-ai avut tu pe să dai, trebuie să dai la poartă, îți dai seama ce, dar la 17 ani intrai și de dai gol. Și oricum când a intrat tu, adică meciul era oarecum câștigat, nu? Adică puteai da, să da, riști așa. Da, da, da. Când ai aflat că intri pe teren? Sau cum ai aflat? Păi nu, te-am la încălzire. Direct? Nici nu, asta zic, adică cumva n-am fost pregătit că e posibil să joci, că te așteptai să nu joci. Acum că te ia în lot, ok, că se întâmplă să te ia în lot și să nu intri. A, e, adică nu puteam eu la 17 ani, să spun, domnule, mai luat un lot, dar mai băgat. eu eram mulțumit că eram, îți dai seama, intrase la safety, că aveai programul de antrenament, de masă, de odihnă, de toată lumea, adică pentru mine oricum era ceva, domnule, îți dai seama, nici nu ieșeai din camera, adică unde să te duci? În camera la cine să te duci, să vorbești cu cine? Că dacă nu știai, nu cunoșteai pe băieți și erai atât de mic, n-aveai cum să faci chestia asta, dar nu mi-a zis, pur și simplu atunci m-a trimis la încălzire și am intrat pe teren, știi? Și ce urmează după? Că după aia, adică la prima echipă n-ai mai prins meciul, păi nu? Pentru că atunci a mai fost un meci, am jucat cu, că a mai fost un lot un meci, cu Jiu Petroșani, imediat după CFR Cluj. După ce s-a câștigat cu CFR, a fost meciul cu Petroșani de acasă. Și s-a făcut egal. Mare dezamăgire. Și a rămas pe bancă, că na, era și, dai seama, da, problemă cu asta. Și după aceea n-a mai durat mult și Neando cred că a plecat. A plecat atunci de la Dinamo. În perioada aia n-a mai rămas mult, a plecat. Nu mai știu dacă imediat s-a ratat după titlul, s-a ratat, adică da, e anul, mi se pare, când Steaua este campioană. Cu Rapidul, eu atunci când s-a jucat cu Rapidul pe Ștefan cel Mare, eu eram copil de mingi. Pentru că eu eram la juniori, da, că n-apucasem să joc, să mă cheme pe mine la prima echipă, dar eu eram copil de mingi. Da. Atunci când a dat Goian pasul înapoi către Stelea. Da, 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 da. Și a venit Burdujan și a dat gol și a făcut 2-2. Că atunci Dinamo era campioană. Da. Dar să zic, asta s-a întâmplat înainte să debutez eu. Cumva și eu eram pe pistă, eram copil de mici. Și așa era, adică dacă se pierdea titlul, era ceva, ieșea scandal, se schimba antrenorul. Da, normal, atunci la Dinamo, nu știu, nu cred că acum s-ar avea răbdare, dar în vremurile care au urmat, dar da, era o chestie, dai seama. Pleacă Andone, vine Rednic. Nu? Da, vine Rednic, atunci 2006-2007.
Bun, și ce se întâmplă cu tine? Păi, cu mine ce s-a întâmplat? Atunci eu, după ce a urmat acest debut, practic n-am mai avut contact așa cu prima echipă, pentru că după aceea, dar nu cred că a venit Rednic imediat, să știi. Nu, n-a venit? Mm-mm. Au mai fost, mi se pare, că nu mai țin minte cine a mai fost, dar nu cred că a venit Rednic chiar imediat după ce a plecat Neando, că a fost și, cred că a fost și atunci, nu mai țin minte, Ion Marin. Au mai fost niște perioade din astea cu... Da, parcă și fost... Sălnar a mai prins ceva. Sălnar a fost Mulțescu, dar da, Mulțescu da. Cred că a fost după, 2007-2008 și Sălnar la fel au avut și el o perioadă după. Dar atunci, practic, eu m-am întors la Dinamo 2. Adică mă antrenam cu prima echipă, sau nici de măcar nu cred că de antrenam, nu mă antrenam cu prima echipă, mă antrenam direct cu echipa a doua. Când era Mihai Teja, antrenor secund, și venise un italian atunci, după că a fusese Țălnar, și venise italian, Esio Gelain sau ceva de genul ăsta. Și atunci Dinamo 2, practic Dinamo 2, care Dinamo 2 retrogradase din Liga 2 în Liga 3 atunci. Și noi, practic, toată generația noastră cu Alexe, cu Scarlatache, cu toți care au fost Predes, cu toată generația aia, am promovat, practic, am mers la echipa a doua, care era Liga 3, și am promovat din Liga 3 în Liga 2, cu Dinamo 2. Și cumva, iară s-a continuat să se joace în Liga 2 la Dinamo 2. Și după aceea, fiecare cum a început să ajungă pe la prima echipă. Că eram majoritatea, eram la prima echipă atunci la Dinamo 2, adică mulți în momentul în care a venit Rednic. Adică am fost, erau, la antrenament eram foarte mulți de la Dinamo 2. Da, tu în continuare erai deținut 50% de Gică Popescu. Da, 50% de drepturi federative, 50% Dinamo. Așa, chestia asta ai simțit-o vreodată ca pe o povară, nu știu, că... Da, 100% a fost te încurcă... chestia asta. 100% m-a încurcat. Da? Pentru că la mine era, socoteala era foarte aiurea făcută, dai seama, jumătate Gică Popescu, jumătate Dinamo, pe partea cealaltă mai erau și Giovanni cu Victor, care și toată lumea vrea să aibă parte dintr-un eventual transfer de-al meu, adică cumva partea era, totul era împărțit la mine. Dacă eram 100% al lui Dinamo, cred că lucrurile ar fi stat un pic altfel. Adică te-ar fi forțat să joci mai mult ca să scoată banii pe tine? Să scoată banii și cred că da, aș fi avut o altfel de atenție, asta spun. Adică eu când am ajuns în curtea lui Dinamo, eu n-am ajuns cum au ajuns alții domnii direct la prima echipă. Nu, trebuie să-l promovăm, trebuie să fie. Nu, eu am ajuns la juniori la Dinamo. Dar trebuie să câștig un campionat național cu juniorii, după aceea trebuie să demonstrez la Dinamo 2. După aceea să ajungi oarecum la prima echipă. Adică cumva eu am avut un traseu din ăsta normal. Eu n-am sărit niște etape ca alții. Domnul a fost aduși, cumpărați, băgați în lotul lui Dinamo, că trebuie să joace. Acum tu în toată perioada asta petrecută acolo, tot cu salariul de 300 de dolari erai? Da. Tot cu salariul de 300 de dolari. Da. Păi și cum era? Adică te ajutau părinții, presupun, nu? Da, mă ajutau părinții. Adică, nu, ce pute, ții minte că 300 de dolari atunci valorau undeva la 700 de lei. 700 și pe atât era. Era dolarul n-ajunsese la 3 lei, era cumva sub 3 lei, ceva de genul ăsta. Și cam asta era paritatea. Adică, țin minte că asta era salariul meu, era 700 și ceva de lei atunci la Dinamo. Da. Care nu erau bani. Repet, adică toată lumea spune, domne, dar nu știu ce, că mulți te acuză și spun, păi stai, domne, că te interesează doar banii, că am avut eu atunci perioada când am plecat la CFR Cluj și s-a întâmplat cu negocierea contractului. Și Da, ajungem, că da. Ții minte că ești un scandal acolo, adică scandal, ai avut așa. Nu, scandal, nu am vrut să semnez, pur și simplu, dar nu, și nu doar datorită părții financiare, pentru că te interesează și cumva cum te tratează clubul pe tine. Adică ești un jucător care ești la număr, ești pe acolo și tu prin lot, sau ești un jucător care chiar interesează despre tine. Că nu e vorba doar de bani. Adică lumea crede că toată lumea vine la Dinamo și s-a umplut de bani. Păi stai un pic că eu toată perioada aia la 16, 17, 18 aveam 300 de dolari pe lună. Aia nu erau bani. Adică și stăteam în cămin la Dinamo. N-aveam nici apartament. Da. Să cum, că ăștia care erau mai mici nu ni se dea apartamente, stăteam în cămin la Dinamo, unde erau biroul Dinamo exact acolo, la CS, pe Ștefan cel Mare. Adică cumva asta era perioada și noi cumva toți, că toți am trecut, care am stat ăștia mai mici, care am stat prin cămin, că Pulhac, Ropotan,
Posteu, că toți care Ichim, toți care eram atunci la Dinamo 2 cumva, toți care nu erau din București, stăteam la cămin. Adică asta era viața. Și Rednic te readuce oarecum la prima echipă? Da, atunci ne-a adus pe mulți la prima echipă. Numai că atunci ce s-a întâmplat? Eu atunci dădeam bacul în clasa 12-a și cumva perioada bacului era perioada cantonamentului de vară care s-a făcut în Franța. Așa. Și cumva mi-a zis, m-a pus să aleg. Adică ori vii cu noi în cantonament, ori te duci să dai bacul. Păi și ai ales bacul tu? Da. De ce? Păi am ales bacul pentru că ce se întâmplase? Eu atunci când am ajuns la Dinamo, când am fost transferat de la Craiova, eu am fost adus la un liceu care nu era sportiv aici în București. Era pe lângă Arena Națională, Benjamin Franklin. Și eu atunci, practic, nu am fost ajutat absolut deloc de Dinamo, cu nimic. Adică, eu am fost într-un liceu, eu nu eram nici în clasă, eram cu un an mai mare ca și clasă față de clasa mea normală, de grupa mea de 88. Eu eram a 11-a, erau a 10-a. Și cumva, pe mine nu m-a ajutat cu nimic. Adică, eu aveam economie, aveam... Îți dai seama, aveam spaniolă, franceză, adică aveam... Foarte greu era pentru mine, știi? Și ei nu m-au ajutat cu nimic din momentul ăla, știi? Adică, descurcă-te. Și mi-a fost greu, știi? Pentru că eu trebuia să merg la antrenament, trebuie la școală, dar la școală eu nu eram clasă de sportiv. Da, da, da. Eram clasă normală. Și îți dai seama, ții minte că m-a văzut profesoara de economie, s-a uitat la mine, mi-a dat 3, știi? Adică eu eram săracul de mine, eram picat acolo, nu știam ce se întâmplă. Și cumva eu am zis, bă, stați un pic, adică voi nu m-ați ajutat cu absolut nimic din punctul ăsta de vedere și acum când trebuie să dau bacul, mă pune să aleg, adică, bă, stai măcar să-mi dau bacul, să-mi termin liceul și asta e, adică nu se întâmplă nimic. Da, te-ai sfătuit probabil și cu părinții, adică și părinții au zis, bă, mai bine dai bacul, adică... Da, dai bacul, termin cu asta și cu asta basta. Și normal că în momentul ăla în care Rednic a văzut că eu am ales bacul, cumva, adică mă lua la antrenamente. Dar nu mai aveam ce treabă cu echipa, pentru că atunci când a fost Rednic în Franța, cu echipa l-au luat pe Mendy. El l-a luat direct de acolo, da, de la echipa, da, cu care au jucat ei, amical. Și cumva eu cum am întors la Dinamo, m-am mai spus-o, adică comportamentul lui, îți dai seama, a fost unul foarte aiurea față de mine, care eu nu greșisem cu absolut nimic față de club sau față de el sau față de... Doar că m-am dus să-mi dau bacul. Și cumva am pierdut pregătirea aia de vară, știi? Cât ai luat la bac? 8.84 parcă. Oh, ok. Da, no, dar asta zic că cumva... Bun, păi și cum era comportament? Te întorci, se întorc ei din cantonament. La antrenamente? Te întorci la antrenamente. Mă punea să-i dau la patul, nea Giginițu. Adică din tot lotul ăla care erau jucători, care erau mai mici ca mine de vârstă, da? Adică nu știu că eram cel mai mic, era Alexe, erau alții așa. Așa, cât suntem? Facem posesie, cât suntem? Nu știu, 9 contra 9, mai rămâne 1. Dar unul ăla nu-l punea Joker și ce? Liviu, ieși afară. Deci tu erai tot timpul la 1. Da, eram la 1 și aduceam spatele porții. Îți dai seama, pentru mine la vârsta aia eram... Era foarte greu și eram... Îți dai seama, eram supărat, eram nervos. Am zis, bă, nu se poate, adică de ce eu? Eu înțelegeam pe undeva. Plus că, na, e, probabil și Rednic știind că eu sunt 50% al Gică Popescu. Erau niște clinciuri mai vechi acolo care n-aveau legătură cu mine neapărat. Și cumva eu am avut de pierdut, dar stresul ăla prin care am trecut, că îți dai seama, păi nu întrebeam sfat de poți și adu-te de la poartă lui Giginițu. Păi stai, cum, adică eu sunt copil crescut aici, a venit la Dinamo, mă duc să-i dau la poartă lui Giginițu, adică, na, și s-a întâmplat chestia asta 6 luni. Pentru că 6 luni s-a întâmplat treaba asta, atunci a fost perioada aia cu Europa pentru Dinamo, când au jucat cu Tottenham, cu toate meciurile alea. Dinamo era pe primul loc atunci, că fusese turul care fusese foarte bun. Da, da. Era Danciu... Păi erai Dănciulescu, Niculescu și Ganea, nu? Da, și Ionel. Dar Ionel a plecat atunci în iarnă, că s-a dus la Rapid. A făcut doar turul, nu? Da, deci a făcut doar turul, pentru atunci s-a agitat doar... cu Rednic și cu Borcea, a fost o discuție. Da, zi-mi și mie, cum era? Adică, că tu erai la antrenamente, da? Cum gestiona... Bine, era și imposibil pentru tine, sincer. Adică... Mă, eu înțeleg, dar pe mine nu asta mă deranja, că eu nu jucam. Pentru mine a fost chestia că în momentul în care eram în anturajul primei echipe, a venit Rednic, m-am dus să dau bacul, el a plecat în cantonament, îți dai seama, el a luat pe Mendy, care Mendy avea aceeași vârstă ca mine.
Deci l-a luat pe băiat din Franța, de la echipă de Liga 4, mă rog, sau cât era, și juca el și pe mine mă trebuia să-i dau la poate o neagiginițu, adică era ceva aiurea. Da, așa cea mai, nu știu, deranjantă fază de la vreun antrenament care ți s-a făcut care? Nu, deranjante au fost astea care au fost comportamente, adică eu n-am avut nicio problemă cu nimeni din asta, din vestiar. La mine problema asta a fost cu rednic atunci la început, primele alea 6 luni, când pur și simplu eram tratat ca unul care veneam în plus pe acolo. Nici de chemat nu putea să mă mai chemă la antrenament, că na, dar mă duceam la antrenament între prime echipe, dar eram dat deoparte, știi, și cumva pentru mine. Și în perioada asta ai avut, nu știu, vreo discuție cu Gică Popescu, ai zis, băi, Gică, uite. Știu, l-am avut și cu Gică Popescu atunci și cu Victor Becali și cu toată lumea, adică cumva toată lumea nu înțelegea chestia asta, că nu era, adică nu era o problemă la mine. Nu era o problemă că nu mă pregăteam eu sau că nu. Nu, pur și simplu, ce zic, bă, tu ești dat deoparte. Asta e 6 luni. Că oricum, cam asta era, că era Ionel, Danciu și Niculescu și Mendy mai intra și el când și când, practic. Da. Tu în ce perioadă ai stat cu Gane în cameră? Atunci. A, în perioada aia? Pe atunci, pentru că el încă era la Dinamo. Și am stat atunci în perioada aia, adică practic 2006, cred. 2006-2007. De 2006 până în iarnă, practic, că după aceea. Și cum te înțelegeai cu Ganesu? Păi, nu înțelegeam bine, dar îți dai seama, era un tip foarte, el doar atunci doar ce se întorsese de afară, venise la Dinamo. Și era și tensiunea asta, că adică ei nu puteau fi titulari. Făcea rotație, dacă mi-aduc aminte, rednic, nu? Da. Adică da, un meci Danciu cu Niculescu și intra Ganea, după era care foarte greu invers de gestionat, să știi, da. Da, mai ales pentru Reni, pentru că toată lumea avea pretenții, îți dai seama, toți erau nemulțumiți, că practic orice jucător care intra, și Ganea, țin minte că atunci a fost când au jucat cu Craiova și a dat 4 goluri. Și pe aia, următorul meci trebuia să fie de rezervă, cum ar fi, că pica la... Nu știu dacă au, cred că a jucat, că n-a pus, nu poți să ține rezervă, dar toată lumea care intra de pe banc, orice atacant care intra, dădea gol. Și cumva, îți dai seama, era foarte greu de gestionat relația asta în trei. Practic al patrulea, că eram eu sau că era Mendy, nu mai era atât de problematică. Problema era la ei, că trebuia să joace doar doi și atunci cumva trebuia să gestioneze rednic treaba asta și a fost greu, dar era și concurență. Era și concurență și se vedea și rezultatele atunci. Și când se schimbă oarecum comportamentul lui rednic față de tine? Păi după ce a plecat Ionel, că a plecat la Rapid în iarnă, atunci a fost scandalul ăla cu Borcea, cu Rednic, cu nu știu ce, el a vrut să plece, s-a dus la Copos, Copos i-a dat bani la semnătură, el a plecat liber de la Dinamo pentru că a venit liber. Da, nu bine, tu stând în cameră cu el, știai supărările lui sau frustrările lui, adică... Păi, le... nu neapărat că știam frustrările, dar se vedeau și la antrenament, adică erau discuții și la antrenament. Că da? Da, erau certuri. Erau certuri cu Ganea, îți dai seama. Nu prea aveai cum să fii, că el așa era. El așa era construit, nu aveai toată lumea. L-ai prins nervos la antrenament? L-ai prins? Da, era nervos, l-a lovit, țin minte că atunci l-a lovit, nu știu, înainte de antrenament, l-a lovit pe Cristi, pe Pulhac. Da? Da, l-a lovit rău, da, o talpă pusă tot așa că el, dar el era așa, nu că avea ceva cu el, așa el era cu toată lumea, știi? Îți dai seama, probabil fiind și nervos că era toată treaba asta cu rednic și cu rotația și tot ce se întâmpla, ieșeau niște clinciuri pe la antrenament, știi? Și nu, el așa era super ok, numai că atunci îți dai seama, când era pe teren se transforma un pic, era nervos, era agresiv, era... Și la antrenamente chiar, asta era... La antrenamente, asta zic, cumva, da. Adică el nu se ferea, nu se... Cumva, dar ți-am zis, pe de o parte și tot ceea ce s-a întâmplat atunci era o concurență benefică pentru echipă. Și cum a avut rednic vreo discuție cu tine? Adică ți-a zis, bă, Liviu, uite, nu știu ce, sau pur și simplu... Ai simțit tu că începi așa oarecum să fii da, băgat în seamă? Am și... simțit că încep să fiu băgat în seamă și țin minte că Redding m-a motivat la anumite antrenamente pentru că el avea și multe discuții din astea cu mulți jucători, știi? Și cu noi tineri și cu cei care erau un pic mai experimentați și începea să vorbească și ne spunea să dăm 100% la antrenamente, să facem, îți dai seama, și eu mă antrenam foarte bine. Și chestia asta cu Redding s-a întâmplat până la Arad, când am dat golul la Arad cu UTA. Adică cumva eu eram la fel, eram acela stadiu, nu jucam, eram pe bancă, ne luau un lot, pentru că și atunci noi, banca lui Dinamo, eram mulți Dinamo 2 de la Arad, țin minte și acum, era Lemnaru, era Mușat, era Scarlatache, era, nu mă știu chiar cu dacă era atunci sau dacă plecase, dar Predescu, adică noi aveam o bancă de Dinamo 2
în afară de cei care jucau, da, pentru că Ionel plecase, cam ăștia era banca lui Dinamo atunci, știi, în perioada aia. Și ăla este anul ultimului titlu al lui Dinamo, da, nu? 2006-2007. Ăla e, nu? Da. Și este anul meciului la nebun din Ghencea, Steaua Dinamo 2-4, da, nu? Steaua, da, Dinamo 2-4. Da, când, da, tu intri, Gio și tu acolo, 15 minute, da. Deja acolo începe, adică... Păi nu, ala a fost după. Deci eu, noi ce vorbim acum, în momentul 0 a fost Arad, UTA. Că m-a băgat să joc, eram conduși 1-0 și am dat gol. Bun. Claudiu Niculescu devirea pe spate capul și am dat gol cu stângul. Atunci era ăsta Tudor, care era în poartă la UTA. Și practic de acolo s-a schimbat pentru că am început să joc. După aia, după UTA, am avut meci cu Vasluiu, mi se pare acasă, care a jucat titular. M-a avut titular Redding. Și cu Vasluiu e debutul tău ca titular? Pentru prima echipă? Ăsta ar fi primul meci? Ca titular, cred că da. Da? Da, primul meci, da. Care am jucat de la început. Și am jucat tot meciul, parcă. Eu mai aduc aminte sezonul ăla. Fabulos pentru Dinamo. N-au ieșit toate anul ăla. Și meciul, da, de pe, da, Giulești, da, meciul, da, de pe Ghencea, meciul, adică Dinamo atunci, bine, exact perioada aia, atunci cu, înainte de UTA, nu știu ce s-a întâmplat, unde am avut meci, am făcut un meci mai prost. Pe aia a fost meciul cu UTA, care la fel eram condus 1-0 și atunci erau ambiții foarte mari, ținite că Gigi Nețu îi dăduse niște bani la UTA. Păi da, bine, erau și anii cu valiza, cu, adică era, da, perioada aia fotbalului, da, românesc, așa. Da, da, da. Se fugăreau oamenii cu banii. Păi și atunci nu erau ce era, și cu primele, erau primele investiari, erau, da, se dau bani după meci, multe, multe meciuri, adică cel puțin anul cu titlu, așa s-a întâmplat. Venea Borcea cu centa în vestiar la voi? Da, Borseta. Borseta, avea borsetă? Da. A, asta e din aia de brâu, așa? Nu chiar, nu de aia mai, de brâu, era borsetă din aia așa, dreptunghiulară așa. Păi, și cum, adică înaintea meciurilor importante, mă gândesc, nu? Da, meciurile importante, țin minte că atunci pe Ghencea. Păi pe Ghencea atunci la meci, cred că au fost 100.000 în borsetă de euro. Da? Da, parcă așa ți-mi minte. Și înainte de meci a venit și a pus-o, bă, băieți. Borseta desfăcută, erau tankurile acolo cu astea, cu hârtiile MOV de 500. Și asta luați cașcavalul, cum era atunci. Da? Și după meciul ăla ați primit borseta? Păi da, cum? Bine, păi asta era, că câștigai meciul, borseta rămânea la noi. Să, da, pierdea meciul, pleca borseta. Cine prelua borseta acum? Că și asta e interesant, că mă gândesc că... Nu mai știu, cred că nu mai știu exact la cine stătea, dar nu la jucători oricum. Cred că la masări, ceva de genul ăsta. Așa, și după aia cine făcea împărțeala? Păi împărțeala depinde atunci. Ori o făcea Neatică cu câțiva jucători, ori o făceau jucătorii. Cu veteranii. Da. Cu cine? Da. Lobonț, da, Niculescu, ei, da, stăteau, da, da, și, da, calculau, da, și... Da, da, ei făceau. Care cum gătea, ce ia. Și tu în meciul ăla cât ai jucat? Un sfert de oră? 10 mm-hmm, minute? Mm-hmm. Ce ți-a revenit ție, Liviule? Da, nu mai țin de ți-a zice, dar nu mai știu. Oricum, dai seama, puțin față de ce... De ceea ce se întâmpla, pentru că, na, cei care jucau titulari aveau cele mai multe minute, ei își luau, că practic împărțeala cam așa se făcea, nu prea se făcea pe meci. Pe minute sau cum? Da, adică se făcea cam, băi, cam cât s-a jucat sezonul ăla, cam ce s-a întâmplat sezonul ăla, cam asta a fost. Cum erau derbiurile astea cu Steaua și cum a fost derbiul ăla care cred că rămâne forever în memoria dinamoviștilor? Mm. Adică și golurile alea mi-aduc aminte, Cătălin Munteanu, nu? Cătălin Munteanu, primul gol când intră în interior, Forfecă, da, Danciulescu. Da, Niculescu, lovitură liberă, adică... Și după aia Niculescu când dă Brădoi pasa înapoi și interceptează. A, așa, da, gol, da, da. Dă golul 4, adică nu, a fost ceva superb. Și în primul rând, plecare de până acolo, pentru că na, noi Dinamo, zis, eram pe val atunci, oricum eram pe primul loc la distanță mare de puncte. Și drumul până acolo, suporterii care erau în țarc, în Ghencea, cum era stadionul vechi, atunci era în spate, în țarcul ăla, după el li se permitea accesul în peluză. Și un autocar nostru a trecut pe lângă țarcul respectiv, adică simțeai cumva energia asta și a fost bine, a fost super pentru noi atunci ca și echipă, pentru că ne-a și ieșit tot, atmosfera era foarte bună, s-a jucat de Paște, era o temperatură extraordinară, stadionul era plin. Foarte bine, frumos. Iar pe suporterii voștri nu interesa deloc că e diferența mare de puncte, că voi... Nu, dar și la modul cum ai câștigat, campioni. Gândește-te și la ce echipă avea Steaua atunci. Avea echipă, era Rădoi, da, pe era fund, Rădoi, era Petre, da, Marin, era Vali Badea, Lovin, era Lovin, adică, băi, Bănel,
Bănel, era ăsta mic brazilianul care l-a dusese meme atunci. Elton, adică, da, Paraschiv. Cam asta era echipa, ne... da. Avea o echipă și Steaua atunci, asta zic, adică noi atunci cumva ești să faci un meci foarte bun. Și când a intrat, te-a luat pe piept Rădoi? Da, dar nu neapărat Rădoi, cred că m-a lovit primul care m-a lovit Paraschiv, m-a lovit. Direct? Direct, nici n-am... Bine, îți dai seama, erau și ei, jucau acasă cu atâta lume în tribună să vină să te bată Dinamo, să-ți dea 4 goluri acasă. Nu era chiar de aici de acolo, dar da, dar și tu îți dai seama și pentru mine la vârsta aia de 19 ani, în momentul ăla, cumva, gândește-te, intrai în teren, la, era Rădoi fundaș central, era, nu mai țin minte dacă era Ghionea sau Goia, nu mai țin minte care dintre ei era, adică, bă, nene, erau niște jucători care împotriva cărora jucai. Da, înaintea derbiurilor cu Steaua, vă băgau în ședință suporterii voștri? Adică veneau la Săftica, era atunci, cum era atmosfera? Cred că au venit la Săftica, nu mai țin minte, dar cred că au venit atunci, cred că a fost o foarte mare ședință la Săftica cu acționarii, parcă. Înaintea meciului ăsta? Da. Da? Au fost și acționarii, și domnul Badea, și Borcea, și bine, atunci când erau și toți, erau... Nea Vasile Turcu, Dumnezeu să-l ierte, și el a fost și că mai erau și mulți oameni, adică erau foarte mulți, cred că a fost și ministru atunci de interne. Păi și ce? Cu voi jucătorii, nu? Cu echipa, nu? Da, aveam în sala de ședințe la Săftica și intra toată lumea acolo. E, stai seama, na, era, pentru ei era o chestie așa de mobilizare, dar cumva dacă stau să mă gândesc atunci la dau timpul înapoi, era o chestie mentală care se întâmpla. Adică era cumva o presiune din asta bună care cumva scotea în relief importanța meciului. Adică lucrurile astea care se întâmplau atunci înainte de meci, cam astea scoteau la suprafață, știi, domne, atitudinea asta pe care tu ca jucător trebuia să o ai, pentru că, domne, uite, urmează derbiu. Mai erau și suporterii care veneau și ei la Săftica și așa, dar asta se întâmpla și cumva mobiliza pe toată lumea chestia asta. Relația ta cu Borcea, Badea, cu toți din perioada aia, cum era? Adică ai avut vreo relație? Pentru că foarte mulți jucători din lotul lui Dinamo de atunci aveau relații speciale. Ba cu unul, ba cu altul. Cum? Da. La tine cum era situația? La mine, nu, adică nu pot să zic. Aveam o relație ok cu Cristi, cu Borcea, dar și domnul Badea era mult apropiat de mine, pentru că mă suna foarte des, vorbea destul de mult cu mine la telefon. Mergeam pe la Computerland, pe la dânsul, pe la sediu. Adică toate lucrurile astea se întâmplau cumva și domnul Badea îi plăcea așa să se atașeze de câțiva jucători cumva care să aibă o anumită relație, să vorbească, să stea de vorbă mult cu ei. Când ți s-a schimbat ție salariul? Și cum? Păi salariul mi s-a schimbat atunci, cred că înainte de... sau în timpul sezonului ăla, 2006-2007. Cu titlu? Da, cred că atunci. Făcut $2,500. Oh. E? Păi era, da. Bine, o mărire mare pentru tine, dar nu. Păi așa se punea la Dinamo și numai la Dinamo, multe cluburi atunci. Și câți bani ai? Și 300, păi să fac 2500. Păi ce, nu, să fac de 8 ori mai mult, n-ai ce să... Păi da, dar ăla are 15.000. Da, bine, nu aveai tu pretenții, sau eu cel puțin, să am un salariu cum avea Claudiu Niculescu sau Ionel Ganea. Că n-avei cum să ai, asta e clar. Dar și asta contează foarte mult de unde vii, pentru că atunci gândește-te că eu, da, debutasem, da, jucasem echipa cu titlu. După aceea, la puțin timp, imediat după asta, a venit Torje. Păi Torje avea 100.000 la Dinamo, de dolari. Păi da, mă, dar ce transfer, cum a fost transferul ăla? Ok, adică ok, bun. Cel mai, cred că a fost cel mai scump transfer la ora respectivă, era cel mai scump transfer din România, nu? Asta spun, adică cumva toată lumea care era, dar nu numai eu, nu numai era în cazul meu, toți care veneam de la junior, de la Dinamo, care veneam de la echipa a doua, nimeni n-a avut contract mare. Dar nimeni, niciun. Da. Toată lumea avea contracte mici pentru că, bă, ce spune, de la junior, de la 300 la 2500. Păi da. Bine, dar atunci eu aveam bonusuri la intrare în teren. Așa aveam contractul. A, da, dacă fiecare... Da, luam 500 de dolari. Dacă intrai pe teren, da, indiferent că erau 3 minute, cum? O secundă puteam să intru. A, da.
Nu conta. Trebuia să intri și pe teren. Și luai 500 de dolari. Da. Și ai cam intrat în returul ăla. Păi în retur am intrat, dar în turnul nu jucasem mai deloc. Adică deloc, nu că mai deloc. Nu jucasem. Și cum a fost petrecerea de titlu? Păi, băi, ne-a fost o întreagă nebunie atunci, că am fost atunci la studiouri, la... nu la Buftă, la Izvorani. Așa. Că s-a filmat atunci cu spartanii. Da, îmbrăcați toți, da, cu garderobe, cu doamne, ce era acolo, dă-ți seama, poze. După aia am fost la aici la TNB, când am avut iară ședința aia foto, îmbrăcați nu știu cum, spartanii, în costume, mă, și nu știu ce. Adică, da, a fost o întreagă nebunie, plus petrecerea care a fost pe stadion. Ca atunci când a intrat Borcea și eram noi toți îmbrăcați în treninguri și erau aia îmbrăcați în spartan pe lângă noi. Bă, a fost o atmosferă frumoasă, adică... Dar ideea asta cu spartanii și ne-a avut, mă, Cristi Borcea? Cred că da, nu mă țin minte. Dar mă, a fost altceva, adică decât ce făcea toată lumea. A fost un lucru mișto și era drăguț, dar în momentul ăla în care tu ca și echipă, că eu am mai prins etapele alea, că după aia am mai dat un gol cu Bistrița acasă. Când tot m-a băgat Rednic și am dat gol. Așa. Dar momentul ăla în care era stadionul plin, pentru că tu erai deja campion, aveai foarte multe puncte avans și noi câștigam meciuri, adică numai Dinamo n-am mai pierdut atunci și cumva era atmosfera în care de sărbători, în care toată lumea venea la stadion să se bucure, pentru că erai deja campion, nu te mai apăsa stresul ăla de a putea câștiga titlul, știi? Și atmosfera e ceva deosebit, în care intri pe stadion și toată lumea e bucuroasă și toată lumea cântă pentru că ești deja campion. Și tu ai cântat atunci? Ai cântat cu spartanii, nu? Da. Făceați cu au. Toată lumea, dar tribuna, lasă, stai un pic, că după asta a urmat, din păcate, că nu s-a finalizat cum trebuie pentru noi, meciul cu Lazio. Când atunci, păi da, că Arena Națională, atunci era cu lăsați-ne să ne pregătim de Liga Campionilor, da, de Liga Campionilor. Și aproape, am fost foarte aproape, eu atunci am fost pe bancă. N-am jucat cu Lazio, dar... N-a intrat deloc, nu? Nu, n-am fost pe bancă. Păi da, eu mă încălzeam în spatele porții când a dat Bratu golul. Dar ce a fost atunci? Adică că a ieșit scandalul ăla de care, na, și acum se vorbește. Bun, dacă aș ști, îți dai seama, eu eram mic cu ceilalți care tot așa eram de vârsta mea, noi nu știam noi mare lucru, doar singura chestie a fost că atunci în vestiar după meci a fost scandal. Păi da, de asta zic, dar adică scandal mare. Adică au fost niște reproșuri, au fost niște chestii care s-au spus între jucători, dar na. Păi și reproșuri gen că nu a dat vreunul totul sau că ceva nu, de că genul? Nu a dat vreunul totul, că na, și ei nici nu puteau să spună că erau anumit jucători care n-a mai spuneau așa împătre dinții una alta. Era și Rendi care la fel era nemulțumit, că era frustrarea mare ceea ce s-a întâmplat atunci. Dar noi, înțeles, pe tine, nu știam mare lucru atunci. Da, ăla a fost cel mai tensionat moment? Tensionat așa din că s-a ratat atunci calificarea, dar momente tensionate au fost pe parcursul sezonului. Și atunci când erau cu trei, cu Ionel, cu Ganea și cu... Adică erau fost discuții. Și cu Rednic, care cumva avea discuțiile astea individuale cu jucătorii, vorbea cu unul mai experimentat, pe aia vorbea cu unul tânăr, care cumva... Dar cred că toată treaba asta a ajutat din punct de vedere al concurenței. Pentru că la Dinamo, la antrenamente, era concurență mare de tot și asta cred că a ajutat foarte mult în lupta asta de titlu. Tu oarecum, după perioada asta, nu reușești să-ți câștigi vreun post de titular, să zicem, nu, sau nu. Mai important, începem împrumuturile, nu? Începem împrumuturile pentru că după aceea venise, cred că după perioada asta de 2006-2007, cred că atunci a fost perioada lui Gigi Mulțescu, Țălnar, antrenori, și atunci cu Țălnar la fel, jucam 20 de minute, 15 minute, jumătate de oră. Dacă antrenament cu Țălnar ai prins, da. Sunt așa cum am prins, auzeam da. Noi. Da? Le-am prins la Poiana Brașov. Da? Prins cum era? Păi stăteai că am stat atunci, cred că 8 zile la Poiana Brașov, n-am văzut mingea. Nu exista minge. Minge n-aveam să facem cu ea. Și aveam 3 antrenamente pe zi. Aveam dimineața la ora... 3 antrenamente pe zi? Da, aveam dimineața la ora 7, cred că suna telefonul în camera la 7 și jumătate trebuia să fim jos, aveam înviorare. Alergam în Poiana Brașov 3 km la vale, 3 la deal, deci avem cam 6 km. După aia ajungeai în cameră, mâncai micul dejun. După aia la 11 jumătate aveam pante pe zăpadă.
în Poiana. După treaba asta te întorceai înapoi la hotel, mâncai prânzul, dormeai și la ora 5:30 aveai sala de forță. Nu vedeai mingea, adică săptămâna asta n-aveam treabă cu mingea. După aceea am plecat în, cred că în Antalya și am trecut la meciuri și așa. Dar am prins și perioada asta și am mai prins pe la Izvoran niște, până tot perioada aia, până 2004-2005, am mai prins cu Neando la Izvorani, tot așa, sau la pădurea Săftica, în pădurea de la Săftica Alergări, pe timp. Cele mai dure antrenamente cu cine ai făcut? Păi au fost perioada atunci cu Neando, cred că mi se păreau mie atunci că aveam 17 ani și mi se păreau grele și am mai făcut Țănar. La fel tot ce a însemnat pregătirile astea de iarnă. Acum, cel mai bun sezon al tău, dacă ar fi să-l alegi, nu e la Dinamo, e ăla la Astra, da? Da, a fost bun, pentru că am dat goluri, dar asta zic, lumea nici nu s-a aștepta, pentru că Astra atunci era o echipă care doar se salva de retrogradare. Adică o echipă unde era foarte multă liniște, pentru că atunci Ioan Nicolae băga foarte mulți bani. Chiar dacă nu aveam niște contracte mari, că nu aveam contracte mari, toți jucătorii veneau de la Dinamo împrumut. Dar o echipă unde era liniște și cumva a fost primul sezon în care am jucat așa legat. Am reușit să joc legat un sezon, să pot să joci multe meciuri de 90 de minute. Și asta m-a ajutat enorm. După perioada Otopeni, că asta a venit după perioada Otopeni, care au Otopeni la fel. Atunci am avut perioade și perioade. Aveam meciuri când jucam titular, foarte multe meciuri. După aia intram o repriză sau jucam 30 de minute, sau adică erau cumva împărțite așa meciurile, dar la Astra a fost un sezon cap-coadă în care am reușit să joc. Și cu Nicolae de la Astra cum te înțelegeai? Foarte bine. Da? Foarte bine, atunci perioada aia, da. Mi-am mers bine, tădeam goluri, luam prime foarte mari la Astra pentru că contractele nu erau mari. Păi bine, dar tu erai plătit în continuare de Dinamo? Nu. Îți prelua și salariu? Da, Astra mi-a preluat salariu. Atunci nici nu aveam salariu mare la Astra, cred că aveam 3.000 de euro. Și la Dinamo aveam la fel 3.000 de dolari. Adică cumva era cam același lucru, dar la Astra în schimb aveam prime mari. Ce înseamnă prime mari? Păi am jucat atunci cu CFR Cluj, am bătut pe CFR Cluj acasă la Astra, am luat 4.500 de euro. Un meci. Bun. Da. Adică așa erau. Atunci domnul Nicolae era cumva... Era darnic în perioada, chiar plătea. Și atunci am zis, Astra încă era la început, era echipa care dorea să salveze retrogradare sezonul, atât. Adică nu avea pretenții de altceva. Și acum era și darnic, dar era și dur, că noi... Ce vedeam noi așa la televizor cu declarații? Măi, era dur dacă se întâmpla lucruri sau nu. Așa intra în vestiar, el avea chestia asta. Intra în vestiar și începea să zică, bă, ăla a jucat slab, bă, ăla ce-ai făcut, ăla nu știu ce, adică avea chestia asta, știi? Da, era și Nea Petre Buduru atunci care era președinte, dar cumva nimeni nu avea ce să spună pentru că era omul care dădea bani și nu dădea puțini. În momentul ăla. Că în momentul în care cineva vine să-ți dă o primă după un meci de aproape 5.000 de euro, ok. Bă, poți să mă cerți puțin, nu? Da, la următorul meci, dacă joc slab, poți să mă cerți, că... Na. Dar a fost ok, adică pentru mine, din punct de vedere sportiv, a fost foarte bine, pentru că am jucat, am reușit să joc. Da, a venit vreodată la pauză în vestiar? Să ia de voi? Nu mai țin minte, dar nu cred că la pauză, cred că la sfârșitul meciului. Venea la sfârșitul meciurilor, da. Da, și bine, când era bine te felicita și era și foarte... Eram cumva apropiat de el, pentru că cumva pe noi ne leagă și o legătură de rudenie. Soția dânsului e cumva verișoară cu o mătușă de-a mea, ceva de genul ăsta, de undeva în județul Brăila. Și cumva el a știut chestia asta și a fost foarte ok cu mine. Erau meciuri în care după meciuri mă întreba ce primă vrei să vă dau, știi? A, pe tine te întreba? Da, da, ne întreba de față cu ceilalți, știi? Adică în vestiar. Adică erați toți în vestiar și el te întreba pe tine ce primă vrei să vă dau? Da. Păi era un răspuns greu pe umerii tăi, nu? Da, era greu, îți dai seama, toată lumea, 5.000, zi, dar spunea 5, nu, 3, e bine și 3. Nu? Da, a fost o perioadă drăguță la Astra și atunci era și l-am avut pe Napoli antrenor. El a venit în perioada aia. Da, te-ai gândit să rămâi la Astra?
M-am gândit să rămân, dar era destul de complicat pentru mine, pentru că și ei asta își doreau, cei de la Astra asta își doreau. Adică cel au vrut să te ia definitiv. Păi da, el vrea să mă ia definitiv și eram la genul, Ioan Nicolae m-a sunat și mi-a zis, du-te, cearte cu ăștia la Dinamo și vină la Astra. Adică gen să bagi tu, să da. Provoști tu un scandal cu conducerea da. De la da. Dinamo ca da. Să-ți dea drumul, să zic du-te mă, lasă-ne și du-te acolo. Nu se întâmple așa ceva, îți dai seama niciodată, plus că eu aveam ambiția de a reuși să joc la Dinamo titular. Adică să reușesc să mă întorc la Dinamo și să iau minute, nu să rămân la Astra, adică cumva eu eram împrumutat un an la Astra. Dar eu îmi doream totul să joc la Dinamo, ceea ce s-a și întâmplat anul următor când a venit Neandu, în 2010. Acum, cariera ta e oarecum marcată de Ioan Andone, nu? Adică da, e antrenorul parte, cu care te-ai înțeles cel mai bine. Antrenorul care m-a debutat, după aceea a urmat sezonul ăsta 2010-2011, în care antrenorul care mi-a dat șansă să joc. Care când te-ai întors de la Astra la da, Dinamo, l-ai da, găsit pe el, nu? Da, da, da. După aceea a fost perioada iarăși când am plecat la CFR Cluj, care iar a fost antrenorul care... Acolo te-a găsit el pe tine? M-a găsit, dar cumva el m-a și recomandat ca să ajung la CFR Cluj. A, da? Da. Tu așa ai ajuns la CFR? Păi, eu, pentru că în momentul în care CFR-ul a vrut să mă cumpere, m-am înțeles că domnul Pascani, la prima dată că pe cine a sunat pe Neandu. Da? Pentru că el oricum a avusese experiența CFR Neandu 2007-2008 atunci. Da, 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 da. Cu titlul câștigat de CFR și cumva eu am rămas în relații bune și cumva da, a fost întrebat atunci despre transferul meu. Bun, dar până la transferul la CFR vine oarecum finalul contractului, adică te apropii de finalul contractului cu Dinamo. Păi da, da, asta zic că după anul ăla 2010, după 2011 în care eu am jucat atunci cu Neandu, după aia a plecat Neandu și a venit Ciobi. A venit Ciobi și adică eu nu mai eram, adică nu neapărat că eram eu titular, dar nu mai aveam minute, nu mai jucam. Jucam jumătate de oră, jucam o repriză, jucam 20 de minute, jucam, adică cumva mă întorsesem la perioada de dinainte de Astra, în care eu nu mai jucam, adică viitorul meu, adică viitorul. Era cumva incert așa, pentru că eram, ok, eram la Dinamo, dar eu nu mai jucam. Da, de ce n-ai vorbit cu Gică Popescu să-ți găsească o echipă afară în perioada aia? Mai ales după sezonul bun de la Astra. Cumplit, adică n-am, dar era greu atunci, eu eram dorit, eram, de asemenea, eram și cu o proprietate cu Dinamo, adică, stai să înțeleg, adică nu neapărat că eram cu o proprietate, dar eram la eventualul transfer de la Dinamo, Gică Popescu lua 50%. Cam bun, să presupunem că îți găsea o ofertă de 1 milion. Gică Popescu avea 500.000, Dinamo avea 500.000. Dar nu știu, atunci era și greu de mulțumit Dinamo. Că erau mulți. Sume. Erau mulți, se cerau niște sume mari. La mine, dacă se împărțea treaba, trebuia să fie o sumă destul de consistentă ca să mulțumească pe toată lumea, ceea ce era foarte greu în momentul ăla. Și cumva nu s-a întâmplat chestia asta. Și cum e despărțirea de Dinamo? Cu scandal. Nu neapărat. Bine, țin eu minte că... Atunci am intrat în ultimul an de contract. Da, și ți-a făcut Borcea o ofertă. Păi da, mi-a făcut o ofertă, dar, repet, nu neapărat oferta financiară a fost problemă. Pentru că și atunci am avut oferta de la domnul Badea, care n-a fost departe de ceea ce se întâmpla la CFR Cluj. Într-adevăr, CFR-ul financiar a fost peste. Dar atunci la Dinamo era o ofertă din asta cu mulți de dacă în contract. Dacă joci atâta, mai iei nu știu ce bani. Dacă faci nu știu ce. Pentru că a fost și oferta de la Vaslui. La fel. Așa că te-ai întâlnit cu Porumboiu, cu Adrian Porumboiu. Am fost la Vaslui atunci. N-am zburat cu avion, am fost cu tata la Vaslui, la Comcereal, că așa era la firma dânsului. Dar la fel, contractul cu Vaslui era cu mulți de dacă. Dacă joci atâta, ia-ți-a bani. Dacă nu joci, nu mai. Dacă nu știu ce, dacă... Și cumva aveam nevoie de o schimbare, pentru că eu la Dinamo aș fi vrut să rămân, dar nu mai eram sigur de ceea ce se întâmpla atunci. Pentru că nu jucam. Păi de să semnez prelungirea contractului cu Dinamo, ok, mai semnez pe 4 ani sau pe 3 ani sau pe cât semnez, dar eu rămân într-o incertitudine, pentru că eu nu joc aici. Da, Dinamo ți oferise prelungirea. Mi oferise prelungirea, dar nu, adică nu era partea financiară problema. Problema era că eu, ok, prelungesc și ce fac? Rămân să joc 20 de minute, jumătate de oră sau o repriză? Că asta era problema de fapt. Atunci era Ciobi, care Ciobi, mă rog, avea o altă afinitate față de jucătorii mai cu experiență. Că era Marius Nicolae, că era Danciu. Bine, dar și tu ai prins, că tu, adică
prima perioadă prinzi Niculescu, Dănciulescu, Gan. După mai, care prinzi Marius Nicolae, Florin Bratu, ce mai prinzi, nu? Cam, adică... Au fost mulți pe acolo, crede-mă. Păi în 2005, gândește cine era în 2005, când am ajuns la Dinamo. Era Danciu, era Niculescu, era Bălțoi, era Chihaia. După aceea, imediat la puțin timp, vine Bratu. Da. Adică, bă, nene, Dinamo avea niște atacanți, atunci mai zic, Claudiu Drăgan. Ăla, el juca la Dinamo 2, săracu, era golgheter. Și el mai băga jumătate de oră pe la prima echipă, dar era golgheterul la Dinamo 2, avea 25 de goluri, nu știu cât avea, și când îl băga la ligă, în Liga 1, dădea gol. Bălțui, când îl băga în teren, dădea gol. Adică n-aveai ce pretenții să am eu atunci, pentru că îmi dădeam seama că era foarte greu. Erau tot felul de discuții înainte de împrumutul la Otopen, trebuia să plec la Ceahlău, la Piatra Neamț. Tot așa împrumut. Dar atunci n-am vrut să plec. Am zis, domne, nu vreau să plec acum, hai să mai aștept, hai să, nu știu ce, n-am vrut să plec la Piatra Neamț în perioada aia. Motivul pentru care ai ales CFR Cluj, care a fost? Că ai crezut că acolo vei juca mai mult? Păi da, și chiar aș fi jucat mai mult dacă nu mă accidentam și n-aveam problema care am avut-o. Chiar aș fi jucat pentru că prindeam exact CFR-ul în Champions League. Gândește că m-am accidentat exact înainte de calificarea care s-a jucat cu Basel. Cine era, Cârțu era, dacă nu mă înșel? Nu. Eu prima dată l-am prins acolo pe George Costa. Ah, George Costa, da. După ce a venit Neando. Și după aia am început să joc cu el. Ah, cu Neando au fost meciurile în Liga Campionilor. Și Champions League. Ăsta ar fi ghinionul carierei tare? Bă, cred că da, pentru că dacă nu m-am accidentat, atunci jucam Champions League. Și atunci la CFR și cu lui, știi cum e, puteai să pleci oricând CFR-ul. Oricum vrea să vândă și să plece jucători și să încaseze. Da, și meciuri în Europa. Jucai Champions League, da, jucai, da. Galatasaray, jucai, nu mai zic, Manchester, jucai, adică astea au fost meciurile care s-au jucat. Cum era Pascanii, de exemplu, comparând cu ce experiență ai avut tu cu Borcea și cu Ion Nicolae? Un tip mult mai retras. Cred că a venit în vestiar de vreo 2 sau 3 ori. Dar vorbea la subiect și pleca, adică nu pierdea timp, să spun. Omul știa ce avea de spus, din punct de vedere financiar totul era superlativ la ce se întâmpla la CFR Cluj, atunci nu cred că era nimeni la nivelul ăsta atunci în România, pentru că erau contracte mari. Gabi Mureșan cred că avea 400.000 de euro pe an. Da? Da, ceva de genul ăsta. Și apropo, ce vestiar ai? Că ai găsit acolo un vestiar, Gabi Mureșan, Cadu, Camora, apropo. Camora, da. Păi Camora atunci a venit. Camora și Deac, Ivo Pinto. Încă sunt acolo și încă joacă. Da, Deac și... Te-ai integrat sau te-au integrat? Mi-a fost greu la început, ușor, pentru că erau și tabele acolo. Era tabăra de portughezi, Cadu și așa mai departe, și ceilalți cu românii, care erau Deac, Stăncioiu, după aia era Maftei, Gabi Mureșan, adică partea de jucători care eram români. Dar era un vestiar greu și acolo la CFR, să știi. Titlu și cu CFR. Da. Titlu cu CFR, la fel atunci, în anul ăla cu Champions League și cu Neando și greu, oricum, greu. Titlu greu pentru CFR Cluj, pentru că atunci a fost anul ăla greu cu când trebuia să era să pierdem acasă cu să facem egal acasă cu Sibiu, când a dat Maftei golul ăla de minutul 80 da, ceva, da, da. Șutul ăla în diagonală în vincul atunci. Adică titlu greu, dar vestiar greu oricum și la CFR. Și după ce pleacă Neando, oarecum încep și problemele tale la CFR? Eu atunci, după ce a plecat Neando, eu mi-am revenit după accidentare, dar la fel CFR-ul nu prea avea răbdare cu tine în momentul ăla, pentru că eu n-am fost un transfer care să cost bani mulți. Eu cred că atunci cu Dinamo s-au înțeles undeva la 200.000 sau ceva de genul ăsta, pentru că eu mai aveam 6 luni, nici 6 luni, eram în februarie și mai aveam 4 luni de contract și terminam contractul. Și cumva Dinamo a trebuit să mai niște bani pe mine, am luat niște bani și eu am plecat la CFR atunci. Tu cu insolvența CFR-ului câți bani ai pierdut până la urmă? Vreo 80.000, cred. Și-am mai pierdut atunci și cu Brașovul, pentru că... Stai că tu, înainte de insolvența CFR-ului, ai prins și insolvența... Nu, în același timp. Eu eram jucătorul CFR-ului împrumutat la Brașov. Te-am împrumutat la Brașov, da. A intrat CFR-ul în insolvență.
După a intrat Brașov în insolvență, în același timp. Deci eu eram jucătorul CFR-ului împrumutat la Brașov, dar eu nu mai eram plătit de niciunde. Pentru că teoretic eu aveam o diferență de salariu pe care mi-o suportat CFR Clujul și restul de bani îl luam de la Brașov. Și nu mai luai nimic? Nu mai luam nimic de nicio parte. Ce perioadă tu n-ai avut salariu? 8 luni, 7-8 luni. Da? Da. Nu am luat bani. Sau am luat atunci la Brașov, dar din Brașov, de la Brașov țin minte că la fel, din 12 luni, cred că am luat 4 salarii, nu mai țin minte, atât, la Brașov. După aia clubul a intrat oricum în faliment. În schimb, la CFR Cluj a fost altă discuție acolo, cum s-a intrat în faliment, dar au reușit să nu ne plătească și echipa să-și continue activitatea. Acum, au fost multe discuții în perioada aia și după, că de fapt singurii care au pierdut au fost jucătorii. Păi așa este. Toată lumea și-a luat bani. Au fost niște offshore-uri care și-au luat niște bani. Au fost un credit care avea către o bancă care avea CFR-ul și-a luat banii, statul și-a luat banii și anume jucători și-au luat banii. Numai cei care nu prea mai interesau de CFR Cluj și vreau să scape de toată treaba aia cu insolvența, ei n-au mai luat banii. Păi și n-ai avut un avocat, nu știu, adică... Ce avocat? Nu mai era de avocat. Acolo ce s-a întâmplat la CFR? Păi eu știam, am plătit avocați de m-am plictisit, dar nu numai eu, toți de la CFR. Păi acolo era stat în stat ce s-a întâmplat la Cluj. Da? Toată lumea câștigă la tribunal, la curtea de apel a fost un singur complet. Toată lumea câștigă la tribunal, te referi la jucătorii? Toți, da, toți jucătorii, ce s-a judecat? Inclusiv tu? Da, și inclusiv eu. După aceea s-a făcut apel. Da. La curtea de apel Cluj, toți jucătorii au pierdut cu un singur complet de judecată, care au judecat toate spețele. Deci, acolo a fost stat în stat ce s-a întâmplat la Cluj, adică știau sigur, știau ce se întâmplă. Pentru că s-au legat de chestia asta că au zis, domnule, voi nu aveți contract de muncă, aveți convenții civile, că așa era atunci, erau convenții civile prestări servicii. Păi cum să am convenție care eu sunt un angajat care mă prezint la muncă în fiecare zi? Nu există așa ceva, timp de 3 ani. Aia nu-i convenție, ăla e contract de muncă mascat. Aia este altceva. Dar în fine, acolo știau la Cluj ce se întâmplă și știau cum se desfășoară lucrurile, pentru că toată lumea a pierdut, efectiv, toți. Tot s-a respins. Care tot domnul Zăvăleanu s-a ocupat și de... Dar nu, care a fost el mesia. Acolo erau lucrurile discutate, aranjate la Cluj, știa bine ce se întâmplă. Atunci era putere mare, ceea ce însemna Pascani și așa mai departe în Cluj. Erau lucrurile rezolvate, adică degeaba am făcut noi, nu știam de la început, dar după aia ne-am dat seama că de fapt nu o să mai luăm niciun ban de la CFR. Da, bine, și au fost, din câte știu, jucători cu sume mult mai mari pe care le-au pierdut. 200 de mii, 250 de mii, 180 de mii, așa erau sume, pentru că erau contracte. Da. Tu aveai contract, clubul a intrat în insolvență și nu mai ai banii. De ce? Păi legea 95, că insolvența, că spune că se reorganizează societatea și tu nu ești salariat. Păi cum adică nu? Dar cine e salariat? Dacă fotbaliștii unui club de fotbal nu sunt salariat, cine sunt salariat? Nu, cei care îngrijesc terenul, cei de la birouri, secretarea, ei sunt salariați, voi nu. Voi aveți convenții civile și sunteți considerați în ultima categorie de chirografari. Super. Presupun că nici banii de la Brașov nu i-ai mai recuperat. Bineînțeles că nu. Ți-ai făcut așa un calcul cam, na, câți bani ai peste pierdut? 100 de mii de euro. Da? Da. Aia. Bine, dar nu ok, bun, ai pierdut banii, dar problema e cum îi pierzi banii, știi? Că Brașovul la fel, a intrat în faliment, pentru că aia nu mai aveau ce să mai... Aia nu s-au mă doare domnul Ion Nicolae, atunci nu mai dea niciun ban, nu mai interesa ce se întâmpla acolo. Echipa și retrogradat anul ăla, pentru că nu erau bani, nu erau condiții la Brașov. N-aveam ce vrei să zic, la Brașov nu era apă caldă la dușuri după antrenament. Că nu era plătenul și factură. Adică la modul ăsta eram. Eu am prins perioadele alea și de asta zic, atunci eu, după ce am prins chestia asta cu insolvențele, cumva m-am detașat așa și am zis, bă, nene, nu poți, adică e deja e bătaie de joc. În afară că nu-ți mai iei banii, dar tu muncești, adică tu joci un an de zile, te antrenezi în fiecare zi, îți plătești chiria la apartament, pentru că proprietarul nu-l interesează că clubul tău e în insolvență sau că n-are bani, tu trebuie să stai acolo, adică tu ai niște costuri pe care le ai.
Nu, și de asta zic că atunci după anul ăla în care și CFR-ul și Brașov a intrat în insolvență, cumva am detașat așa și am zis, bă, nene, nu merită, adică nu, e bătaie de joc, e prea mult pentru ceea ce se întâmplă. Și ușor, ușor ajungi către decizia asta de a te retrage la doar 28 de ani. Au mai fost 6 luni la Iași, care la fel după chestia asta cu Brașovul, după ce s-a terminat, eu atunci practic contractul cu CFR mi se terminase. Și au mai fost 6 luni la Iași, care tot așa era Nicolo Napoli antrenor. Eu asta n-am înțeles atunci de ce au tras, era Florin Prunea președinte. Au tras foarte mult de mine să vin la Iași. Eu sincer nu vreau să mai joc. Am zis că mă retrag. Și eu zic, nu vin eu la Iași, că uite așa pe dincolo, că sunt condiții, că se plătesc banii la zi, că nu știu ce, nu știu cum. Zic, bine, nu vin, contractul nu era cine știe ce. Și am venit la Iași și cam așa că nu mai nu jucam deloc. Era Golubović și pinceam lui Napoli. Bă, de ce m-ai mai adus aici? De ce m-ai pus să mai vin și la... Dar tu discuțiile le-ai avut cu Prunea sau cu Napoli? Cu Prunea și cu Napoli vorbisem înainte, cred că avusesem din cantona. Da, că te știai cu el. Adică, da, nu, mai cu Florin, mă cunoșteam, nu era asta chestia. Dom'le, e nevoie, hai de vină. Și după ce se seama, am acolo și nu mai jucam. Adică nu că nu jucam deloc. Mă băga 10 minute, i-am zis, bă, nu am venit la Iași, mai bine nu mai veneam, stăteam acasă. Așa, păi și ce ți-a zis? Că e Golubović, că e în formă, că dă goluri, că zis, păi lasă-l mă pe Golubović, că nu joacă Golubović singur, dar de ce am venit până aici? Și într-adevăr, după aceea, imediat după ce am ajuns la Iași, am avut o perioadă care am fost accidentat, dar avem perioade astea scurte, aveam niște leziuni de astea musculare, stăteam o săptămână, două, trei săptămâni, nu mă antrenam, după aia mă antrenam înapoi. Am niște chestii de asta, dar o mare parte când am fost sănătos 3 luni și ceva, când din alea 5 când am stat la Iași, nu jucam, știi? Și aia mi s-a părut iar ciudat. Păi ce mă mai chem până aici ca să nu joc? Adică stau degeaba, păi și pierd timpul, știi? Și de-aia, după chestia asta am zis gata și am mai fost atunci la Clinceni câteva luni când am vrut să promoveze în prima ligă, când a fost și era și Rapidul în Liga da, a doua. Da. Era Ghiuții Balint antrenor. Cu Bogdan, cu Apostu, care doar ce... Bun, dar cred că în mintea ta deja se sădise ideea că e cam gata, păi nu? Păi da, adică... pentru că ajunsese în momentul în care te duci de la Liga 2 la Clinceni să faci ce și să te caute cine de la Liga 1? Să faci ce? Și am zis, bă, nene, în momentul în care nu te mai caută lumea pe tine și ajungi tu să-i cauți pe ei, am zis, bă, gata, stop, adică nu mai are rost. Zi-mi așa, cel mai talentat fotbalist alături de care ai jucat, care ar fi? Nu știu dacă ar fi unul, sunt mai mulți, cred. Dar dacă vorbim de perioada aia de atunci, de la Dinamo 2005, aș spune Zicu. Da. Zicu și ar mai fi unul care îmi pare rău că n-a ajuns la potențialul care trebuie să ajungă, Adrian Gristea. Adică când îi vedeam pe băieții și la antrenament ce făcea ei, când aveau ei 19-20 de ani, deci nu exista. Și mai sunt. Mai sunt fotbaliști foarte buni alături de care am jucat și talentați. Îți mai zic unul care lumea nu poate nu-i acordă așa de mare importanță, dar eu știu ce putea să facă pe teren, Fane Grigorie. Adică l-am prins atunci, în perioada aia de atunci, am și jucat împreună cu el la Brașov, anul ăla și la Iași încă 4 luni. Și am văzut ce înseamnă mijlocaș adevărat. Și sunt mulți, Cătălin Munteanu, sunt mulți care acum nu mai vezi calitatea aia da. Care era atunci. Cel mai important antrenor din cariera ta, Andone? Păi a fost Neandu, pentru că el de fiecare dată mi-a dat încredere și avea încredere în mine că pot să fac chestii și în primul rând aveam capacitate mare de efort, alergam foarte mult în timpul unui meci. Eu eram timpul de jucător care să mă conserv, că nu știu ce se întâmplă, că vine minutul 70, că să nu. Eu aveam foarte mult metri alergați, dar în 3x4 și 4x4. Adică alergam foarte mult în viteză maximală. Nu eram un jucător care să merg pe teren mult. Nu. Alergam mult din punctul ăsta de vedere și făceam foarte mult efort. Bun. Și cum ți-a venit ideea asta, Alviu, să te apuci de... sau să investești într-un food truck? Să... Păi așa a fost atunci cu... în 2016... Am zis că să facem ceva, că atunci eu când am plecat cu burgerii și cu food truck-ul, am plecat cu băiatul Neandu, cu Mihnea.
Aha. Noi împreună am zis, hai, dai seama, noi doi nu știam niciunul, nici altul ce înseamnă treaba asta și am zis... Și mai sunteți împreună în business? Nu, că după aceea îți dai seama, el a început altfel de business, între atunci în perioada aia făcuse Neando, cred că făcuse terenul de sintetic din Herăstrău. Așa, da. El cumva trebuia să ocupe de treaba aia, el nu prea mai avea timp, plus că cu futracul era de umblat așa, trebuia să te duci colo-colo. La evenimente și nu... Și tu cu băiatul lui Neando, cât ați investit în primul futrac? Cât a fost? Cred că 12.000 de euro la început și după aceea i-am mai dus și îmbunătățiri, că am ajuns undeva la 20.000 cu el. În primul. Da, și știai de până America sau cum? Că e pur și simplu, era trendul, doar și a apărut trendul ăsta cu burgerii atunci încă era la început. Că noi am deschis în 2016 și cred că cu un an înainte să existese primul food truck exclusiv de burgeri. Așa. Ceva de genul ăsta și după aia am început și noi că luase cumva amploare treaba asta cu burgeri și așa mai departe și am zis, să facem ceva de mâncare, să facem, de asta nu știam noi ce și cum, ce ne trebuie, cum ne trebuie. Era la început, nu. Dar tu ai intrat să și faci burgeri, nu doar că am și făcut evenimente. Ai angajat pe cineva, ai cumpărat am și angajat, și faceți, dar nu, eram la ape. Am avut eveniment în care Mihnea stătea la casă și eu stăteam la burgeri, la făcut burgeri. Am avut, era tare rău când dăm timpul înapoi așa și ne gândim și râdem și ne întâlnim și zic, bă, da, ce... Nici nu știam de capul nostru atunci ce înseamnă să vin, să ai un volum mare, ce înseamnă... Dar, da, ușor, ușor ne-am mai ocupat o perioadă de timp de el, după aceea nu ne-am mai ocupat și după aceea cumva am zis să rămână mie futracul, că m-am înțeles cu el atunci. Și să se ocupe, el se ocupa de business-urile lui de altceva și am zis, bă, las că rămâne pe partea cu food truck și restaurant și așa mai departe. Și acum, luând așa toată perioada asta, e ok? Rentează? Adică să te întreb încă un lucru. Că poate lumea nu știe. Bă, dar tu muncești. Adică ai fi putut poate să, nu știu, ți iei 2, 3, 4 apartamente cu banii din fotbal pe care aveai, le închiriai și îți vedeai așa de... Da, e muncă, adică în momentul în care ai intrat în treaba asta, trebuie să fii 100% prezent acolo și altfel nu funcționează lucrurile. Adică cine crede că și-a un business stă acasă și pune manager, să uite că nu funcționează așa lucrurile. Păi da, că așa în viziunea unora, e mișto să fii patron, da, stai știi? Ca să-și vin banii, da, cum să nu, nu. Nu e așa? Nu funcționează deloc. Nu, trebuie să fii implicat și, bine, și food truck-ul până la urmă e un alt fel de business, că una e restaurantul în care... Toate lucrurile sunt fixe, te duci, știi la cât deschizi și la cât închizi. Așa, futracul înseamnă trebuie să pleci, ai mereu drumuri, te duci la Constanța, te duci la Cluj, te duci la, nu știu, oriunde te duci, unde sunt evenimente, înseamnă deplasare, înseamnă marfă, înseamnă oameni după tine, înseamnă cazări. Adică e cumva mai altceva futracul decât, e o altfel de muncă, mai grea decât da. Restaurantul în sine. Un restaurant fix, cumva lucrurile se aranjează acolo, ți-ai făcut deja... angajații, cu lucrurile se pun cumva la punct, el începe să funcționeze de la sine după o anumită perioadă, lucrurile sunt mai simple, dar la food truck întotdeauna e... Ai ambiția să faci cei mai buni burgeri din București? Păi da, am ambiția și oricum produsul nu aș putea spune că e cel mai bun burger din București, dar e un produs foarte bun. Pentru că în momentul în care îți respecti cumva calitatea și ții la anumite ingrediente, na, e imposibil să nu faci un burger bun, dar trebuie să ții la calitate și să ți-o menții. Vin foști colegi la tine? Da, au venit. Da. Au venit, o să mai vină, mă rog, la evenimente, îți dai seama, ne întâlnim cu mulți, dar acum de când am deschis locația pe Calea Victoriei, cumva reușim să ne mai strângem pe acolo din când în când. Așa când ai plecat prima dată cu food truck-ul și când stăteai ori la casă, ori erau fani ai lui Dinamo care... Da, așa cum sunt. Bă, păi și acum, pentru că eu mai sunt la evenimente... Impact, acum toată lumea știe. Bă, Liviu Gana da, face da, burgeri. Da, și la evenimente. Apropo, știi că și Daminuța și-a deschis burgerie în Timișoara. Știu, am văzut, da, am văzut. El a luat o franciză. Da. Am văzut de la o firmă. Da, dar și acum se întâmplă, pentru că la evenimente eu stau la casă, știi? Și de seama, primul contact care are omul are cu mine. Adică, na, și se uită, mai sunt unii așa care se uită la mine așa și te cunosc de undeva, dar nu știu de unde. Se uită la mine așa, lung, știi, și îi las în pace, îi las să gândească și să văd dacă își aduc aminte, știi, sau nu. Da, se întâmplă chestia asta, dar nu mă deranjează și până la urmă nu e, pentru că eu zic că de când am reușit atunci din 2016 până acum,
firma s-a dezvoltat și m-a reușit cumva să mai cumpărăm. Am mai cumpărat încă un food truck, am mai deschis locația de pe Victoria, am cumpărat mașină frigorifică, adică cumva lucrurile s-au dezvoltat de la sine în toată perioada asta. Liviu, și pentru că suntem la un podcast la un alt nivel, pe final vreau să te întreb, când a fost Liviu Ganea la un alt nivel, când ai simțit tu că ai fost la un alt nivel ca fotbalist? Păi atunci am simțit în momentul în care am plecat perioada Astra și perioada de după Astra. Atunci am simțit și a mai fost perioada cu CFR-ul, care la fel simțeam că acolo lucrurile într-adevăr erau la un alt nivel. Tot ceea ce se întâmpla la CFR cu în jurul echipei. Erau bani, erau meciurile de Champions League, erau altfel de atenție, a spune. Încă un regret ar fi că ai o singură selecție pentru echipa națională? Da, am o singură selecție. Dacă aș primi și prin și eu vremurile astea cum sunt acum cu echipa națională și cu jucătorii de la echipa națională, ar fost bine. Pe eu la selecția la care am fost era Mutu, era Marica, erau Daniel Nicolae, erau și mai sunt, îți mai spun, Gigel Bucur, era golgeter în perioada aia. Adică ăștia erau jucătorii cu care tu te luptai să joci la echipa națională. Acum, scuză-mă, dar asta să fi prins și o regulă asta cum a prins-o ei, să fi avut eu 18 ani să fi obligat să joci cu Under în primul 11, ar fi fost altceva. Dar la mine a fost alte vremuri. La mine erau vremuri în care jucai doar dacă meritai să joci sau să fii pe acolo. În rest, nu. Mulțumesc foarte mult. Cu plăcere. Că ai venit. Multă baftă. Mulțumesc. Să faci burgeri buni, chiar dacă da. Ești așa la, adică nu prea sunt cu burgerii, dar odată trebuie să încerci, trebuie să încerci. Că știi cum e, cheat meal, ai auzit de cheat meal? Da, da. Că ăștia care sunt așa mai cu ușor așa cu capul pe partea asta cu nutriția, o dată pe lună, să zicem, își permit. Data aia pe lună o să fie la tine la burgerie, promit. Mersi mult că ai venit, multă baftă. Dragilor, vă mulțumim că ne-ați urmărit și că sunteți alături de noi și, cum vă spun de fiecare dată, până la episodul următor să fiți sănătoși.